Celebrul Snoop Dogg a încins internetul când a anunțat că a ajuns într-un sat din Mureș. Oamenii din Bogata au ieșit pe ulițe în căutarea vedetei americane, chiar dacă nu au auzit niciodată de rapper. Misterul s-a evaporat rapid. Snoop Dogg a confundat Bogota din Columbia cu Bogata din România. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? El e bogatul Snoop Dogg și a scris lumii că a ajuns în Bogata, județul Mureș, și el e un câine oarecare. E tot în Bogota și totuși cei doi nu s-au întâlnit niciodată. În mod ciudat, rapperul american care s-a lăudat pe internet cu vizita lui inopinată nu a fost zărit nicăieri. Ați auzit cumva de Snoop Dogg? Nu. Yeah. Snoop Dogg! Snoop Dogg! Snoop Dogg! Snoop Dogg! N-am auzit. Eu nu l-am văzut. Asta e noi care mere pe munte Himalaya. L-am văzut aseară, am fumat cu el, da. Într-un fel, asta ar explica situația. În loc să fie în Bogota, un sat cu 2000 de posibili fani, era tocmai în Bogota, Columbia. Ceea ce a început cu o greșeală a generat în rândul sătenilor o așteptare. E un gen foarte bun de muzică, mai ales pentru tinerii din Bogota. De acord, să fie. Snoop Dogg chiar ar avea ce să facă în Bogota, județul Mureș. De pildă, s-ar putea bucura de o zi însorită pe această căpiță de fân. Sau ar putea savura o cană de apă proaspătă din pământurile României. Sau ar putea să-l ia pe acest baci drept ghid. E comună frumoasă, întreprindere sticlărie, oameni, niște pășuni, animale. Snoop Dogg a văzut prima oară iarba românească în urmă cu 8 ani. Atunci a avut un concert la arenele romane. Nu se știe încă dacă nu de fapt trebuia să ajungă în capitala Italiei.